Litoralul este zona cu cel mai curat aer de la noi din țară, o spun specialiștii unei companii care se ocupă de monitorizarea calității aerului. Potrivit experților, în Constanța și Tulcea sunt cu 30% mai puține particule nocive în aer decât în restul țării. Compania care se ocupă de monitorizarea calității aerului a analizat regiunile din România cu privire la poluarea aerului și concluziile arată că regiunile de coastă, respectiv Constanța și Tulcea, sunt locuri în care calitatea aerului este cea mai bună. În medie, concentrațiile de particule în suspensie în cele două județe sunt cu 30% mai mici decât în restul României. Pentru realizarea studiului, compania a analizat date de 173 de senzori de calitate a aerului care monitorizează poluanții timp de 24 de ore pe zi. 5 dintre aceste dispozitive sunt amplasate pe malul Mării Negre.